Cătălin Botezatu a sărit în apărarea Andei Adam. Celebrul designer nu avea cum să stea cu mâinile în sân în timp ce iubita lui Anda e târâtă într-un scandal monstru cu un afacerist din Timișoara, Marco Pisani. Să ascultăm ce a avut de spus Bote. Împreună și ne ținem de mână, ne pupăm pe gură, doar o dată pe lună. Scandalul în care Anda Adam a fost târâtă de italianul Marco Pisani nu l-a lăsat indiferent pe Cătălin Botezatu. Dacă a făcut acest scandal, a făcut tocmai pentru a promova clubul, pentru că dacă a făcut-o doar din dorința de a arăta cât de cocoșe, e o lipsă de masculinitate. Dacă vrea o strategie de imagine, trebuia să mă sună. Cât despre SMS-ul despre Bote pe care Anda i l-a trimis lui Marco Pisani, ne-am petrecut toată ziua împreună, apoi am stat la scenă până și-a făcut repetițiile. A fost la vedere totul, nu avea de ce să spună că trebuie să stea, deci e ilogic. Și Anda Adam a vorbit despre relația dintre ea și Marco Pisani. Nu mi-am imaginat că cineva cu care am o relație de amiciție își dorește cu atât de multă ardoare să fie și iubitul meu. Dacă ar fi fost într-adevăr iubitul meu și noi aveam o relație atât de frumoasă, deci minunată, ne iubim, ne este foarte bine împreună, păi asta face un iubit, se duce la televizor și încearcă să, practic, să distrugă ceva ce ar fi fost între noi. Dacă vorbești pe WhatsApp sau îți dai câteva SMS-uri, asta înseamnă că ai o relație. Nici